Și teatrul își deschide ușile și ne întâmpină. La Notara, la început de stagiune, în acest weekend, pe 14 februarie, suntem așteptați să vedem o montare modernă a unei povești clasice de iubire. Marta și George. Marta, fiica lui Lahovari, cunoscută personalitate culturală a perioadei interbelice, este cea care a recondiționat și a dat viață Palatului Mogoșoaia, un loc unde veneau cei mai interesanți oameni ai perioadei, de la Marcel Proust și Antoine de Saint-Exupéry până la regi și oameni politici ai vremii. Relația sa cu prințul George Valentin Bibescu a fost una de iubire, dar și de scandaluri. Mergeți să vedeți la Teatrul Notara piesa Marta și George, într-o montare contemporană inedită. E vorba despre Marta și George Bibescu, un cuplu celebru al vremurilor trecute, un cuplu de exemplu, aș zice, foarte contemporan, chiar dacă au trăit acum 100 de ani, niște oameni minunați și relația lor e exact adusă în contemporan, în zilele noastre, respectă cumva firul istoric al poveștii lor, dar cumva am adus-o în contemporan pentru că noi trăim astăzi și trebuie să tragem concluziile strămoșilor noștri care sunt perfect valabile. Am plecat de la două gravuri celebre care au fost făcute cu foarte multă migală și foarte multă pasiune și cumva mie asta mi-a inspirat eroina. Ce încercăm să facem este să, prin desenele mele și prin proiecție în sine, este să completeze tot spectacolul și nu să concureze. Adică desenele mele trebuie să ajute, nu să fie eroul principal. Am primit cu entuziasm această provocare nouă, pentru că am iubit mult personajul Marta. Am vrut încă de acum 3 ani să o interpretez și am depus ceva efort să ajungă să fie pusă în scenă. Inițial, proiectul acesta a fost destinat tinerilor pe care doream să îi expunem, să îi expunem la o părticică din istoria noastră frumoasă. În momentul în care am început să construiesc coreografia, m-am lăsat în primul rând inspirată de poveste și de muzică. Și cumva asta am urmărit. Povestea, inocența Martei de la început și cumva tăria și puterea care intervine pe parcurs. E o mare provocare pentru mine și sper să mă ridic la înălțimea rolului. Da, mi-a spus cineva a asistat la o repetiție, mi-a spus că nu mă recunoaște pentru că m-a văzut antipatic. Și, dar mai multe nu vă spun, ideea e că vă așteptăm la Teatrul Notara. Sper să vă placă! We'll be right back.